Partidul Național Liberal anunță că va cere astăzi ancheta administrativă pentru verificarea semnăturilor de pe moțiunea inițiată de USR și de AUR. De asemenea, surse din PNL susțin că decizia aceasta se prefigurează a fi luată astăzi, iar PSD, socialdemocrații, nu se vor opune. Discutăm despre acest subiect chiar acum în direct cu colega noastră Mădălina Mihalache. Mădălina, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, Ana Andrei. La ora 12 este convocată această ședință a birourilor permanente reunite. Practic, sunt forurile care asigură conducerea Parlamentului și în care ar trebui să se stabilească un calendar pentru moțiunea de cenzură inițiată de cei de la USR AUR. Cel mai probabil însă nu se va ajunge să fie stabilit acest calendar, pentru că din informațiile pe care le avem, cu doar câteva ore înainte de începerea acestei ședințe, cei din Partidul Național Liberal vor cere în această ședință, potrivit surselor, o anchetă administrativă pentru a fi verificate semnăturile, veridicitatea semnăturilor de pe moțiunea de cenzură inițiată de cei de la USR și AUR, pentru că susțin cei din Partidul Național Liberal ar fi semnături scanate, semnături false, care ar fi fost, care s-ar afla pe textul acestei moțiuni de cenzură depusă vineri seară, așa cum bine ne aducem aminte, după acea ședință a coaliției de guvernare care a eșuat, în urma căreia negocierile dintre PNL și USR au negociat. Din informațiile pe care le avem, cei din Partidul Social Democrat, pentru că ei depind foarte multe lucruri în Parlament, având în vedere că sunt cel mai mare partid parlamentar, are cel mai mare număr de deputați și senatori, astăzi vor asigura vorumul acestei ședințe, pentru că foarte important, la celelalte două ședințe nu au asigurat socialdemocrații vorumul. Astăzi se va întâmpla acest lucru. Nu se vor opune să fie verificate aceste semnături de pe moțiunea de cenzură inițiată de cei de la USR AUR. De asemenea, sunt informații că trei parlamentari de la AUR, în momentul în care s-au strâns aceste semnături, ar fi fost plecați în străinătate, deci nu aveau cum să semneze această moțiune de cenzură. La fel și președinta Senatului, Anca Dragu, nu ar fi fost în București, deci nu ar fi putut să semneze această moțiune de cenzură. Foarte multe controverse, lucrurile sunt în mișcare. Revenim la voi imediat și vom afla mai mult. Mădălina, îți mulțumim foarte mult. Așadar, doamnelor și domnilor, vă reamintim, este informația momentului. PNL va cere astăzi birourilor permanente reunite anchetă administrativă ca să se verifice semnăturile care apar pe moțiunea inițiată de USR și